Luni 10 octombrie, în localitatea Dolhești Mare, a fost zi de mare sărbătoare. Administrația locală a dat în folosință un nou dispensar medical, conceput ca un centru de sănătate integrat. Evenimentul a debutat cu o slujbă de sfințire, oficiată de 5 preoți, în frunte cu protopopul de Fălticeni, Adrian Dulgheru. Ajută în lucrarea lor pe acești ostenitori medici ai acestui dispensar, că tu însuți ai dat doctorilor știință pentru ca să te măduiască și să vindece și să aline celor bolnavi durerea, iar pe cei aflați în suferință sufletească și trupească, vindecă-i de grabă cu puterea ta cea dumnezeiască și niciuna dintre bolile aducătoare de moarte să nu-i cuprindă pe ei din pricina păcatelor lor, că Tu ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cuvinetează moștenirea ta, biruința vine credincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește. Mulțumim domnului primar pentru invitația pe care ne-a făcut-o astăzi de a participa la sfințirea acestui sediu, putem spune, cabinet medical, farmacie, care este de un real folos tuturor oamenilor din comunitatea pe care dânsul o conduce, din comuna Dolhești. Sigur că noi preoții ne-am rugat ca Dumnezeu să-și reverse harul și să aducă multă sănătate celor care lucrează aici și să le lumineze Dumnezeu mintea. Nimeni dintre noi nu-și dorește să fie bolnav, însă, la un moment dat, aceste boli, fie trupești, fie sufletești, ne încearcă pe fiecare dintre noi. Noi, preoții, putem spune că ne ocupăm de vindecarea bolilor sufletești. O facem, așa zic eu, cum se cuvine, cu toată dragostea și cu tot ceea ce știm noi, chemând harul lui Dumnezeu pentru ca acel bolnav sufletește să fie ridicat din boala sa. Și trebuie să recunoaștem că astăzi din ce în ce mai mulți oameni sunt bolnavi sufletește. Noul dispensar reunește un cabinet de medicină generală, o farmacie, un cabinet stomatologic și un spațiu rezervat asistentului medical comunitar. Eu sunt medic în comun aici de 22 de ani. Suntem noi ca și colectiv foarte încântați să desfășurăm activitatea în acest spațiu modern. Și mulțumim domnule primar pentru implicare. Este într-adevăr o zi mare și importantă astăzi pentru întreaga noastră comunitate, mai ales acum când, mai ales în aceste momente când vedem împreună doctori de suflete cu doctori de trupuri. Sunt bucuros că astăzi am reușit să sfințim această investiție de o importanță majoră pentru întreaga comunitate. Investiție care vine să rezolve problemele medicale ale cetățenilor comunei noastre. Prin faptul că am reușit și am făcut niște condiții moderne și necesare până la urmă pentru desfășurarea unor servicii medicale de calitate, am reușit să grupăm în clădirea dispensarului medicul de familie, medicul stomatolog, asistentul medical comunitar și farmacia. Vreau să mulțumesc constructorului pentru calitatea lucrărilor, echipei din cadrul primăriei comunei Dolhești pe care o coordonez,
consilierilor locali care m-au sprijinit în demersurile care le-am făcut în vederea obținerii finanțării acestui important obiectiv al comunei noastre și să le doresc mult succes cadrelor medicale care își vor desfășura activitatea în cadrul acestui dispensar. Investiția s-a ridicat la 2 milioane de lei și a fost realizată cu fonduri guvernamentale prin PNDL. În perioada următoare, în comuna Dolhești, se apropie de finalizare și alte proiecte importante, așteptate ani la rând de comunitate.